Era de stare de alert. Deci aici lucrurile sunt în felul următor. Ori prefectul a solicitat și nu i-au dat și el a trebuit să apere poziția guvernului, ori n-a solicitat și ar trebui schimbat din funcție. Dacă a solicitat și nu i-a aprobat-o guvernul, domnul Capră și încă vreo câțiva după acolo din Ministerul din Intern, inclusiv Viga sau poate fostul prim-ministru, a trebuit să răspundă penal pentru moții care au murit de frig în Vrancea. Pentru oamenii care au murit de frig în Vrancea. Înghețați. Deci cineva trebuie să răspundă. Și ar trebui să-l întrebați pe domnul prefect, dom'le, tu ai cerut sau nu ai cerut? Deci v-am spus, există două chestiuni. Eu nu-l acuz din prima. Dar când e vorba de penal, penalul, știți ce spune? Penalul nu te crede că tu ai spus, dar ăla nu ți-a dat. Că ăla în penal spune datoria ta de șeful al reprezentant al guvernului în teritoriu, era dacă ai constatat că e stare de alertă, o scrii, o semnezi și o trimiți. Ăla dacă vrea, dă, dacă nu, nu. Dar numai cu vorbe n-ai rezolvat nimic. Probă e scrisul, nu vorba. Cum vi se par sumele acordate de Consiliul Local și Focșan și Consiliul Județean Vrancea și cele, oricum, demonstrate în mass media că ar costa de zăpezirea de câteva zeci de miliarde de lei vechi? Vi se par normale sau prea mici? Sau prea nu pot să-mi dau seama, ascultați-mă un pic. Vorbim, deci și dumneavoastră și eu nu suntem acolo la volan. Dacă sunt acolo în hârtii, în cifre, aș putea să vă spun, atâta vreme că nu văd cifrele, într-adevăr, uitați-vă un pic. S-a început debarasarea zăpezii din Focșani. Credeți vreodată, faceți o socoteală, vă rog frumos, faceți o socoteală 3 km pătrați de oraș cu o medie, nu de 85 de centimetri, că nu au fost 85 de centimetri în Focșani. Că toată zăpada aia de 85 de centimetri din marginea orașului e în oraș. Deci faceți socoteala noastră cu un metru, un metru și ceva și înmulțiți cu 3 km pătrați. Și faceți un calcul să vezi câtă... Cum s-a luat după fiecare centimetru pătrat din oraș? Exact. Poftim? Cum o să ia după fiecare centimetru pătrat? Păi nu, dar asta toată e zăpadă care e unde? Pe stradă. Că pe stradă e, că pe clădiri nu e. Deci s-a dus pe spațiu verde sau pe străzi? Sau pe străzi? Și deja acum, la modul sincer, eu vă spun că este o muncă, n-ai cum să ridici toată zăpadă din oraș, că nu ai utilaj. Nu ai spule, costă prea mult. Deci eu deja văd că s-a oprit. Aia ați mai văzut cumva săltând zăpada în oraș? Da, da, mai sunt câteva. Nu, dar în mod cert, dacă se declara starea asta de alertă mai devreme, existau alte posibilități, că una este să intervii cu o lamă și să ai mijloace când e zăpada afânată, sau să bagi, cum se cheamă, freza pe drumurile naționale când zăpada e afânată și a zălit-o imediat afară și ai 10 km pe oră randament în marș. Și alta e să bagi freza când zăpada este întărită și mergi doar cu un kilometru de pe oră. Da, mai ales acum. Da? Deci aici sunt o groază de chestiuni, că noi vedem freze. Da, e bună freza. Când ați văzut prima freză, domnul? Poftim? Nu, zilele când a fost viscolo. Dar stați așa un pic. Deci eu vă mai spun ceva. Ar trebui sezare penală și asupra răsfăra de la drumuri naționale sau de la transportul. Cum să dai tu ordinul ăla că dacă este cod portocaliu, tu închizi drumurile naționale? Și nu circul utilaj. Că eu țin minte că am ținut legătura cu primarul de la Vintileasca, care a fost omul, cum să spun, era calm. A spus, dom'le, nici multă zăpadă, un metru, un metru și ceva, că am curățat-o până când a început să bată vântul. Când a început să bată vântul și cu oameni bolnavi duși la dispensar și cu probleme, nu putea să aterizeze elicopterul, atunci s-a agitat foarte tare, s-a agitat și prefectul. Și au trimis, ba o tanchetă, ba nu știu ce fel, ce să-i mai faci la 80 de km de drum, îmbuibat de zăpadă și înfundat de zăpadă de o săptămână, că tu n-ai umblat nimic pe acolo. Deci eu repet, lipsă de profesionalism. Deci prefectul trebuia să-și cheme celuia de criză și să întrebe, mă, că ați mai făcut vreo dezăpezire în viața voastră. Da? Și lua pe unul, un șef de serviciu, un mecanic simplu, bă, ce trebuie făcut pe zona aia, pe zona aia, că se cunosc zonele. L-am stat de vorbă cu doctor Buză, că a fost blocat o săptămână sus la munte. Și l-am întrebat, care e situația? A spus, păi,
pe vremea lui Ceaușescu, era câte un buldozer în fiecare comună care spărgea în zona cutare, zona cutare, zona cutare. Care lucra la păduri. Da. Nu era... Și acum, tu știți cu ce a fost scoasă tancheta aia de înrâpă? Cu vole de la păduri și cu buldozer de la păduri. Ia întrebați-l pe domnul.